Bună ziua tuturor! Sunt Arotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, în gemen, pentru noiembrie 2019. Am amestecat cărțile și înainte să încep etalarea, propriu-zis, Vreau să vă dau câteva scurte mesaje. Eu mă amestec totuși acest set de cărți în cazul în care am nevoie de clarificator sau am timp, în fine, pentru că sunt multe de discutat la fiecare carte. Și totuși, la fiecare etalare aceste de cărți, chiar dacă e în rezervă, este amestecat special pentru fiecare zodie. Și ați primit niște mesaje, probabil unii dintre voi aveți de a face, a venit luna cu regina de monede, unii dintre voi aveți de face cu cineva în semnul racului, al peștilor sau al scorpionului, evident. Sunt niște chestiuni care sunt secrete. Eventual, regina de monede poate să însemne o soție, soția cuiva sau soțul cuiva, iar niște chestiuni uh, secrete legate de o situație de genul ăsta, Regina de, bute, de de monede e clar că e de sau înseamnă că e o chestie de pasiune Regina de, de monede poate să semne și un proiect proiect, din care teoretic ar trebui să faceți bani, pentru că sunt monede dar iar niște chestiuni secrete sau eventual faceți acest proiect sau încercați să creați o legătură de orice fel, ar fi ea ori materialistă ori sentimentală dar de lungă durată cu cineva cu uh, un semn de apă. Pești-rac, scorpion, oricum țineți secret. Scorpionul a apărut, l-am pus deoparte, a apărut și aici. Scorpionul împreună cu șapte de spade. Iar șaptele de spade vorbește despre strategii, despre minciunele. Uh, scorpionul sau moartea, evident. Sugerează că există niște secrete, o strategie legată de cineva în zodia scorpionului. Eventual, unii dintre voi teoretic, ar trebui să puneți capăt da moartea unor strategii minciuni în care, dintr-un motiv sau altul, unul sau celălalt a trebuit să, nu știu, să intre, să le practice. Sper că ați înțeles ce am vrut să transmit. Acestea ar fi mesajele pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în, în gemeni. Pentru început ați primit cărți și exprimare creativă. Interesant că și pești au primit cărțile. Poate unii dintre voi vorbiți cu cineva în Zodia Peștilor sau aveți o legătură într-un fel sau altul că doar a apărut iar a, și-a mai apărut, să nu mi-am adus aminte. Aici a am mai apărut în timp ce amestecam și Marea Preoteasă. Da, Marea Preoteasă care înseamnă zodia peștilor de obicei. Uneori alt semn de apă, rac, scorpion, despre care am vorbit. Dar iar, sub o altă formă, un alt fel de a ține secret o situație. Este clar că aveți niște secrete cu cineva în semn de apă, asta e clar. Măcar atât. Sau un semn de apare are secrete față de voi. E posibil și această variantă. Evident. Spuneam că peștii au avut cărți. Poate unii dintre voi stați de vorbă despre niște cărți, despre niște informații pe care ori voi, ori ei le-ați le, le primit, le-ați descoperit în timp ce citeați, eu știu, niște documente, niște cărți. Dar se pare că această carte a exprimării creative nu vine întâmplător. Se pare că unii dintre voi, ori voi, ori ei, dar este etalarea voastră și atunci vorbim despre voi în mod special. Dar evident că poate să fie și cealaltă persoană. Dar eu zic că este pentru unii dintre voi. Această carte aduce aminte că ați intrat într-o stare de blocaj creativ. Și trebuie să vă deblocați, eventual să vă documentați, să citiți cum să redeveniți sau să deveniți creativ în felul în care vă exprimați. Pentru că în momentul în care vă exprimați creativ, vă oferiți mai multe posibilități de a fi înțeleși. Poate unii dintre voi sunteți chemați să vă descoperiți o latură artistică. Evident că poate să însemne, sau oh, să vă descoperiți niște abilități în domeniul pictorial al desenului, dar evident că nu toată lumea va face acest lucru. Poate, poate să fiți creativi în alt sens. Pentru că voi sunteți gemeni, evident, sunteți oameni ai cuvântului și ai scrisului. Poate că trebuie să vă exersați și să vă exprimați creativ prin poezie, prin literatură, să scrieți, nu doar să citiți, dar evident că o perioadă va trebui să citiți ca să vă intrați în mână, să vă documentați cum ar veni. Poate unii dintre voi simțiți nevoia sau sunteți chemați să citiți cărți despre creativitate, despre artă. Și citind despre viețile artiștilor, să înțelegeți anumite lucruri. Da, mersi. Oricum, repet, unii dintre voi s-ar putea să discutați aceste lucruri cu cineva în Zodia Peștilor, pentru că și ei au avut acest, uh, cel puțin această carte. Oh. Din seria mesajelor de la Înger. Aveți 5 și 42 dacă vă spune ceva. Simple act, uh, acte de amabilitate. Și haideți să, să discutăm ce înseamnă asta. Înseamnă că e bine să vă aduceți aminte că unul din cele mai minunate aspecte ale dragostei este acela de a îi susține pe ceilalți și de a oferi și primi, evident când arătați că vă pasă de cei din jur, creați noi oportunități prin această amabilitate pe care o exersați, pe care o practicați. Când ați sunt amabili cu voi, vă motivează să vă deschideți să fiți și voi amabili. Demonstrați gentilețe, blândețe și aduceți mai multă dragoste în lume prin această, acest fel de a fi. În cazul în care n-ați fost, evident, sunte, sunteți chemați să practicați acest fel de a vă exprima. E un alt fel creativ, da? Așa văd acum lucrurile. Blândețea face lumea să, să pară un loc mai bun, evident, nu? Dragostea, amabilitatea, are această putere, abilitate, în fine, spuneți cum vreți voi să-i spuneți, de a ne ajuta pe noi înșine să ne simțim mai fericiți, mai energizați, pur și simplu oferind celuilalt. Sunt multe feluri de a fi amabil, evident. Și unele foarte simple, că și scrie simple acte de amabilitate, de politețe. Pur și simplu deschizând ușa cuiva mai în vârstă sau unei doamne, ținând ușa de la lift sau zâmbind pur și simplu cuiva care se pare să zic. Simpatic sau chiar dacă nu-i simpatic, e o persoană tristă și zâmbiți și oferiți încredere, îi oferiți o secundă de sclipire, de dragoste. Mm, chiar nu trebuie să faceți foarte multe. Puteți să faceți un compliment cuiva și poate îi schimbați întreaga zi. Nu? Este foarte simplu. Ce interesant este, sau nu interesant, cred că mi-a făcut deja un obicei în a spune interesant, dar oricum toate sunt interesante. Că la capătul setului de cărți aveți um, odihnă, relaxarea. Este esențială. Da? Posibil că unii dintre voi sunteți foarte stresați, mai ales dacă aveți deținut un secret, cum a apărut în aceste cărți. Mai, aveți, mai ales dacă trebuie să țineți la o strategie. Hmm? Mm? Nu e ușor să ții secrete și te stresează. Te stresează. Ei, și sunteți chemați să vă relaxați, dragii mei gemeni. Mm? Și să apreciați acest moment. Cu cineva special. Dar este clar că aveți nevoie de, de odihnă, de eventual și de izolare. Pentru că, evident, cel mai bine funcționăm când viața noastră este în echilibru. Posibil unii dintre voi trebuie să vă învățați să, sau să învățați să vă iubiți. Sau să iubiți pe oamenii din viața voastră, poate într-o altă formă decât ați făcut-o până acum. Evident, dragostea înseamnă implică și iertare, dar trecem peste aspectul ăsta, pentru că acum ar trebui să vorbim despre relaxare, despre odihnă. Iar văd o sirenă, și iar mă duc cu gândul și la Neptun, și la Delfin Mă, mă, duc, mă duc, ha! Buf! Mă duc cu gândul la semnul peștilor sau un semn de apă. Nu obligatoriu să fie pești, evident. În fine, se pare că totuși sunteți într-un stres atunci și mușchii și mentalul vostru răspunde într-un mod tensionat. Fiți atenți să nu faceți greșeli, mai ales că Mercur este retrograd. Ei, tocmai bine ar fi să stați, să vă izolați un pic, să vă odihniți, poate să citiți mai multe cărți, să vă descoperiți noi abilități creative, cum am spus, să scrieți, să pictați, faceți mandale, dacă nu vă arăt eu cum să faceți. Și vă resetați oarecum pe alte, pe alte vibrații, că probabil ați trecut prin foarte multe, nu degeaba apare aici am zis minciunele, strategii. Apare moartea. Moartea înseamnă transformare, evident. Înseamnă scorpion, înseamnă Pluto. Înseamnă lucruri foarte intense. Poate pune capăt unor situații secretoase sau unor minciuni. Cine a mincit, nu sunt în stare acum să judec sau să comunic sau să spun. Vă știți mai bine. Oricum, Evident că se poate interpreta și ca un sfârșit al unor manipulări mentale. În fine. Și dacă e sfârșit, atunci stați și vă odihniți. Că tot e sfârșit și aveți timp o grămadă. Dacă nu e sfârșit, oricum trebuie să vă relaxați după această, aceste tensiuni mentale la care sunteți supuși. Dintr-un motiv sau altul. Oricum, dacă reușiți să vă calmați și să vă relaxați, vă va îmbunătăți performanța. Și măcar pentru acest motiv, să, să vă luați ceva timp pentru voi înșivă. Eventual, o ședință de masaj, un pic de meditație sau măcar mai mult somn. N-ar strică. Haideți să vedem ce cărți să arată din seria cea se de cărți. amestec cărțile, doar le tai în fața voastră. Gemeni. Oh, am văzut și împăratul. Aveți de-a face cu o persoană foarte importantă sau o persoană care vă impune niște reguli. În fine, gemen, soare, în venus, ascendent, în gemen, Noiembrie 2019. Doar l-am văzut. Central. O, judecata, renaștere, că tot a apărut, da? Am văzut no? moartea, transformare. Renașteți, într-un fel sau altul, prin comunicarea cu cineva, poate cu îngerii voștri, poate cu cineva care comunică cu îngerii. E o comunicare care vă, vă relaxează. Vă însănătoșește și vă, evident, vă, vă reînvie la viață, pe unii dintre voi. Judecata poate să însemne și nevoia sau dorința voastră de a vă împăca cu cineva. Posibil, cineva cu un marcaș puternic pe Pluto. Pentru mine asta e cartea lui Pluto. Asta înseamnă ori cu planete în casa 8 -a, ori cu aspecte cu Pluto, da? Trigoane, cuadraturi, orice ar fi conjuncții cu Pluto, da? Cineva cu marcaj pe această casă a lui Scorpionul. Scorpionul lui. Judecata. Poate pe 20 să o fi întâmplat ceva sau se va întâmpla. Veți aștepta. Nu. Vreau să zic, chiar și au suprapus ideile. Fuf, mercur. Sau pur și simplu eu sunt. Mă grăbesc. Ori veți primi un mesaj, ori așteptați un mesaj de împăcare de la cineva. Pentru unii. Așteptați. Vedem dacă și vine. Evident. Că nu toată lumea se va împăca. Dar este o dorință de a vă transforma viața. Eventual prin comunicarea cu cineva. Dacă nu, pentru alții care într-adevăr lucrează cu ei, nevoia de a vă asculta intuiția, vocea interioară, vocea îngerilor protectori. Ce vă blochează sau ce vă provoacă? Wow! Marea preoteasă! Ho, ho! Marea preoteasă. Interesant, asta e parcă ar fi o pereche. Așa o văd în acest moment. Marea preoteasă de obicei e semnul peștilor. Evident că poate să fie și rac, și scorpion, și orice alt semn care lucrează în direcția asta. Persoana, în general, nu, nu studiază în mod tradițional anumite adevăruri și are răspunsul la acele întrebări importante despre univers, despre viață, le, le obține sub o altă formă, nu așa cum obține Marele Preot. Marele Preot studiază, este deja preotul pe care îl știm, da? face facultatea de teologie, de orice religie ar fi, dar urmează niște reguli. Marea Preoteasă, în general, e opusul acestui Mare Preot, evident. Că e o persoană că sunteți voi chemați să vă conectați la anumite lucruri, astrologie, tarot, reiki, whatever, ca să renașteți, evident, variază de la unii la alții. Aici este provocarea posibil. Pe de-o parte renașteți, pe de-o parte posibil, nu știu cum se vor așeza cărțile, vom vedea, Provocarea este să vă ascultați această voce. Nu? Să nu vă sperie, eventual, pentru că sunt nori. Hm? Poate sunetul trompetei să nu fie prea tare, deși, în general, intuiția șoptește, dar cine știe. Poate să lucreze. Îngerul vostru protector, ghizii voștri spiritual, pot să lucreze și altfel, printr-un telefon foarte insistent de la cineva, da? În fine, e o provocare, wow, pe conectarea la alte dimensiuni. Impresionant. Și evident că nu aveți cum. Dacă sunteți tensionați mental, nu aveți cum să, ascult, să, să ascultați sau să înțelegeți aceste lucruri, aceste mesaje, aceste întâlniri, dacă cineva vă sună sau vorbiți la telefon, dar puteți să vorbiți la telefon cu cineva. Hai. Nu aveți cum. Trebuie să vă relaxați. Înțelegeți? Ca să înțelegeți ce e bine și ce e rău. Și să manifestați această renaștere. Wow! Evident că vă doriți să vă uniți dintre voi, să vă împăcați eventual, deocamdată doar din două cărți transmit un mesaj. Și poate țineți în secret această dorință voastră. Sau doriți să comunicați cu cineva în secret. Uh -huh, uh -huh. Trecut, uai, Trecutul îndepărtat, steaua. Pf, trei arcane majore dintr-un foc. În trecutul îndepărtat, care o fie acela, voi știți, și steaua variază de la o persoană la o persoană. Ați început să vă vindecați? V-ați apropiat de destinul vostru, unii dintre voi? Poate unii dintre voi ați devenit foarte populari sau ați, ați avut de-a face cu o persoană foarte populară? Nu este obligatoriu să fie vărsător, pentru că nu to toți gemenii au avut de-a face cu un vărsător, dar poate că unii, dintre voi aveți aici un îmbărsător în preajma voastră, care până acum, atât cât arată cărțile, da, trei, este la baza unei creații. Vom vedea cum se așează cărțile, dar doar din aceste trei cărți simt că acest vărsător, dacă este, sau persoană populară, care vă vindecă, foarte spirituală, și ea, de altfel, într-o formă sau alta, intuitiv sau a lucrat cu ea, însăși, este rădăcina transformării voastre. Mulțumesc. Trecutul apropiat. Doi demone de. Monede. Simțiți nevoia să vă echilibrați viața. Trebuie să vă împărțiți viața între două chestiuni. Că sunt două persoane, soț iubită, sau soție iubită, soț iubit, sau job și soț, sau job și copil, sau orice, orice în care voi trebuie să jonglați, da? De curând trebuie să. Ați fost puși în situația aceasta. Ei, și ca să pășiți pe teren sigur, da? Să vă mențineți echilibru. Evident că trebuie să vă ascultați intuiția, eventual și vocea îngerilor, pentru că voi nu puteți să pășiți în siguranță și nici măcar să o vedeți oportunitățile din zare pentru că sunteți concentrați să alegeți. Trebuie să alegeți, evident că această carte înseamnă. Ia, ce are, dom această carte înseamnă și alegere. Sunteți puși să alegeți. Între două opțiuni. Hmm. Viitorul îndepărtat. O, oh, regina de cupe. Am zis că aveți de a face cu un semn de apă. Variază de la o persoană la alta. Acum, relația pe care o aveți, voi știți. Evident că regina poate să fie și rege, de fapt, să fie bărbat. Regina de cupe. De obicei, semnul racului al peștilor uneori al scorpionului. Mm -hmm. Dar vreau mai să văd viitor apropiat. Ho, 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 regele de băte. Regele de băte. Regele de băte, de obicei e rege, dar evident că poate să fie și o regină. Care își face simțită prezența în viitoarea perioadă? În următoarea perioadă. Într-un fel sau altul, repet, poate să fie și femeie. Dacă nu-i femeie, rămâne să fie bă bărbat, băiat, nu e băiat, e bărbat, bărbat peste 50 de ani, peste 50 de ani. Persoana autoritară într-o poziție de conducere, de obicei, genul acesta de om este întreprinzător, are afacerea lui, nu prea stă în corporații, cum stă de exemplu regele de monede uneori chiar împărat. De obicei are propria lui afacere. Trecând peste aspectul ăsta, că bănuiesc că nu toată lumea are afaceri. Asta o persoană autoritară. Evident că poate să fie semnul leului, al berbecului sau al săgetătorului. Pasională, când se enervează, face urât. Da. Pentru că există o chestiune secretă Fiți atenți cum se manifestă acest rege de bâte în viața unora. În cazul în care nu aveți niciun motiv de îngrijorare, pentru că acest bărbat de obicei poate să fie și foarte gelos. Bărbat sau femeie repet. Și avem niște secrete, aveți niște secrete, aveți o perioadă în care ați jonglat între două chestiuni, da? Vă știți. Care grijă în acest personaj. În viitorul îndepărtat, Regina de Cupe vă va influența în continuare viața într-o formă sau alta. Regina de Cupe poate să fiți voi, poate să fie altă persoană. Am zis că poate să fie femeie, poate să fie și bărbat. Este o energie foarte frumoasă, o persoană iertătoare, blândă, care vă hrănește emoțiile posibil cu care comunicați. Într-o formă sau alta, ori cu care vreți să vă împăcați, or care aveți o relație în secret. Da. Posibil această relație va a vindecat la un moment dat și tocmai pentru că va a vindecat v-ați dorit să continuați, să vă împăcați, să Renașteți împreună, în secret, și a trebuit să jonglați între două datorii. Datorii. Uf. Da? Sfatul, hmm. Re -ă, cavalerul de băte, sfatul este să fiți curajoși. Posibil să vă bucurați această aventură. De obicei, cavalerul de băte, în anumite situații, în cele mai multe evident, este o persoană aventuroasă, reprezintă o aventură. Avem secrete, avem o jonglerie, avem și un personaj gelos. Mm -hmm. Cofi fi acest om, co fi altă persoană, este energie, este o energie aventuroasă. De obicei, pentru mine, mai degrabă sugerează persoană cu planete în semnul berbecului sau săgetătorului. Dar, evident, poate să fie orice altă zodie, care vă îndeamnă să vă explorați noi teritorii emoționale, sexuale, pentru că bătele sunt de obicei sexuale, uh -huh, cu care puteți călători sau ați călătorit până departe. Că o fi această persoană pasională, chiar dacă e semn de foc, po repet, poate să fie orice altă zodie, da? Și o persoană pasională, cu care puteți experimenta o dragoste deosebită, repet, variază. Dar poate să fie doar o aventură. Și cineva, la un moment dat, să fie gelos. Mhm. Uh -huh. Sfatul este să vă bucurați, dar probabil că trebuie să aveți grijă într-un fel sau altul. E sfat. Posibil că aveți nevoie de această energie care experimentează. Aveți nevoie să vă explorați într-un fel sau altul. Exterior. Ho, ho, ho. Marele preot că tot am vorbit. O căsătorie. O persoană autoritară, dar care ține de reguli. Poate să fie un preot, evident. De obicei este un preot. Ehe. Care vă influențează viața în această perioadă? Uh -huh. Aveți și Marea Preoteasă. Și aici e provocarea. Pe cine ascultați? Ascultați. E vorba de a asculta. Ascultați regulile impuse de societate de religia în care ați fost crescut, de căsătoria în care sunteți sau ați fost, sau contract, poate să fie și un contract pe care l-ați semnat la un moment dat, dacă e vorba de job, sau, aici e provocarea, da? Pe cine ascultați? Marile preot sau marea preoteasă? Care încalcă regulile și acționează într-un mod diferit, dar conform intuiției conform intuiției, pentru că marele preot nu permite să te duci cu cineva în afara căsătoriei dacă iubești. Dar marea preoteasă ar putea să o facă, deși, în general, marea preoteasă nu se pune în postura de amantă, foarte rar și pentru foarte scurt timp. Da, mare provocare. Căsătorie contract reguli stricte o autoritate spirituală, religioasă mai bine zis, vă influențează. Deci vă este teamă de, cred că de, de, acest personaj, femeie sau bărbat, care ar putea să devină agresivi. Șapte, debute o persoană care se luptă, evident. Pe de o parte, voi este teamă că nu știți dacă veți putea să luptați pentru această situație. Pe de altă parte, cineva s-ar putea să se lupte dacă este geloasă persoană pe situație. Sunt niște secrete. E aici este o aventură. E clar, așa simt. Nu, nu știți, vă este teamă, dacă, adică teamă nu știți dacă veți reuși să vă apărați. Uhum. În cazul în care cineva va atacă. Fiți atenți! Oh, ce vă doriți în Cea mai frumoasă dintre energii. O persoană foarte generoasă. Nu este obligatoriu să fie semnul taului, dar poate să fie și al balanței, orice alt semn. Poate să fie chiar născut în martie. Sau în, fecioară, sau, în fe... sau în februarie, vreau să zic. Absolut nu contează când e născută persoana, dar manifestă această energie. Vă doriți, eventual, bănuiesc că oarecum seamănă. Bine, împărăteasa reprezintă toate reginele într-una, dar bănuiesc că e legată de acest personaj. Sau, dacă nu e personaj, este o energie. Că toți sunteți chemați, da, mulțumesc, Spirite. Sunteți chemați să manifestați compasiune și amabilitate. Amândouă manifestă amabilitate. Bine și marea preoteasă, dar ține secret. Ah. vă doriți să creșteți, să vă bucurați de abundență, de cele mai frumoase lucruri, de dragoste, pentru că e Venus. Evident că vă doriți dragoste. Dragoste e și aici, sunt cupe. Eu, în general, pun cărțile în poziție normală dacă vreau să sară inverse treaba lor. Deocamdată n-au sărit. Uneori, împărăteasa poate să însemne și o mamă, mama copiilor cuiva. Poate că v-ați dori un, un proiect în comun cu această persoană care vă este tare dragă. Un proiect, un copil, dar e doar o dorință sau măcar creștere. Creștere. Chiar dacă nu-i copil, chiar dacă nu-i proiect, o creștere. Vă doriți această super dragoste. Așa văd, așa citesc. Interesant că am văzut și împăratul, da? Vă aduceți aminte? Vem marile preoșii. Asta e legătură spirituală foarte profundă ce experimentați voi acum. Oh! Asul de cupe. Vindecare Spun, înainte să spun de dragoste, primiți dragoste din partea cuiva. Iar semnul peștilor pentru unii. Sau, după o lungă așteptare, primiți dragostea aceasta. Sau, pentru această dragoste, va trebui să faceți foarte multe sacrificii. Să așteptați, să stați în cap, da? Dar cu un scop este, ca să vă ilumineze. Mm. Wow, aici sunteți voi, regina de spade. Fantastic. La capătul setului de cărți, 8 de cupe. 8 de cupe de obicei este lună în... ah, și 6. Evident, sunt cărți care exprimă persoane sau planete în semn de apă, pește, rac, scorpion. Oricum, cineva pleacă sau se detașează emoțional, puteți să rămâneți în această căsnicie, dar vă detașați emoțional, că sunt ce o fi el, și vreți să mergeți către nouă, către cupa aceasta luminoasă, pe care se pare că o să o primiți într-un fel sau altul, dar mare grijă la invidioși, la dușmani. Este o legătură dintr-o altă viață sau din copilărie, da? Și trebuie să decideți. Ia uite. Vă detașați și mental de Emoțiile negative prin care a trecut la un moment dat, în general e detașare, călătorie sau detașare mentală de o perioadă foarte neagră și călătorie către soare, către senin, către o relație echilibrată. Ar apare și regele de monede. Mm. Mm. Regele de monede poate să fie soțul sau soția de obicei, regii și reginele de monede, cam asta reprezintă uneori. Văd iar mincinosul care era și aici, da? O strategie. Cineva încearcă să fugă de niște tradiții și un turn. Of! Și o decepție. Și o justiție. Hmm. Mare grijă. Mare grijă. Dragoste e frumoasă, dar există potențial de surprize de toate soiurile. Ia uite. Nouă de bâte. Trebuie să se pună niște ziduri, blocaje, într-un fel sau altul. Da, eu vă doresc dragoste, evident că asta doresc tuturor, dar pentru cei care, din păcate, sunteți în căsnici, nu vă pot da sfaturi. Eu personal n într-o căsnicie pictisitoare, așa că vă rog, nu-mi cereți sfaturi. V-am citit cărțile și restul, hotărârile, vi le luați singurei. Dar evident că doresc dragoste tuturor, pentru că este cel mai minunat lucru care se poate întâmpla în viața cuiva. La... Haideți să vorbim un pic despre viața voastră intimă. A unora, evident, a apărut puterea. Probabil sunteți chemați să încălecați fiara. Fiara reprezentând ce? Poate să fie și tradițiile, că am văzut marele preot. Poate să însemne și o persoană foarte geloasă. Trebuie să aveți putere într-o situație foarte complicată. Iar, iau, -te, aveți, vă faceți griji, aici probabil sunteți voi, vă faceți griji într-o situație în care cineva nu este foarte deschis, deși, probabil că la un moment dat se va implica această persoană cu toată puterea și într-un mod neașteptat turnul, după ce o perioadă s-a abținut și într-un final s-a hotărât să meargă mai departe către stea, iar steaua și să lase în urmă niște decepții să muncească, să se implice iute-iute într-o relație de lungă durată. Hmm. Nu vedem. Așa scurte mesaje. Așa cum vin ele. Fuga. Și astea sunt interesante. Pentru că o carte reprezintă foarte multe lucruri. Primul lucru care îți vine în minte, evident. Gemeni, soare, lună, venus, ascendent, gemeni. Energia sexuală dintre gemeni și partenerii lor. Ia să vedem. Gemeni. Soare, lună, venus, ascendent, gemeni. Noiembrie 2019. Ce vă doriți voi? De ce vă este teamă? Ce își doresc ei? De ce le este teamă lor? Aici, 8 de spade. Cineva se abține, domnule, se abține de nu mai poate. Într-o situație foarte atractivă, deși își dorește da? cum e personajul din spate, și își dorește foarte mult, se abține cât poate, parcă și apucă cuvertura. Ce are focalizare? Ce vă doriți? Evident că puteți schimba oricând pozițiile. Voi, voi simțiți cărțile. Ah, ce frumos! Ce frumos! Soarele! Soarele! Vă doriți o mare dragoste. Mare, mare, adevărată. Fericire maximă. Știți, cine nu-și dorește așa ceva? Soarele. Să vă bucurați de această dragoste care vă, vă luminează întreaga ființă. Ce super, super. Ce-și doresc ei. Mm. Valetul de Cupe. Valetul trebuie să se exprime. Are nevoie să-și exprime gândurile, simțurile, eu știu, emoțiile, însă le este foarte greu să o facă. În, în carte parcă și pare o persoană geloasă sau cu multă imaginație, nu reușește să exprime ceea ce gândește, ceea ce simte, da? Acest cuplu poate să fie ce-și dorește, sau ce și închipui că face cealaltă persoană, da? Nu, înțelegeți. De ce vă este teamă? Iar de Cavalerul de băte care a apărut și în Crucea Celtică, deși poate nu are nicio legătură această etalare cu cealaltă. Cavalerul de băte. Vă este teamă că lucrurile vor rămâne doar în faza de aventură? Cavalerul vă ia, vă fură, vă bucurați împreună, experimentați anumite lucruri trăznite, dar voi vă doriți soarele, nu cavalerul. Înțelegeți? Vă doriți totul, nu să fie o chestiune trecătoare. Evident că poate să fie și invers. Ce, de ce le este frica lor? O, oh, de trei de spade. Probabil că au mai fost răniți. Probabil că le este teamă să nu fiți găsiți? Am zis, este vorba de un trio, să nu fiți descoperiți, au fost minciunele, au fost niște strategii. Repet, nu contează zodile. Le este teamă să nu fie găsiți de soția lor, da, sau de soțul lor. Uh -huh. Și ar vrea să comunice acest lucru. Vezi că cineva este gelos, geloasă în spate. Fii atentă, nu veni sau fii atent, nu veni acum că... Da. Asta e, dragii mei gemeni. Aceasta a fost etalarea pentru voi, pentru noiembrie. Vă pup numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau!